Dragii mei, suntem din nou în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm pentru lucrul acesta. Mă bucur așa de mult că Duhul lui Dumnezeu ne cercetează, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește. Noi suntem îndemnați să ne apropiem de El, noi suntem îndemnați să ne ridicăm și să mergem mai departe. Și asta este frumusețea prezenței lui Dumnezeu, asta este frumusețea lui Dumnezeu pentru toți aceia, spun lucrul acesta, care nu o cunoașteți. Frumusețea lui Dumnezeu este că dorința Lui este restaurarea noastră de fiecare dată. El nu se plictisește, El nu obosește iertând, El într-adevăr ne pedepsește când este de pedepsit și să știți, nu va face rabat de la sfințenia Lui cu nimeni. N-a făcut El rabat cu David, n-a făcut rabat cu oamenii mari ai lui Dumnezeu, nu va face cu noi rabat. Dar inima Lui, dorința Lui este salvarea ta, este salvarea mea. Și întotdeauna Dumnezeu ne va îndemna la lucrul acesta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să citim un pasaj din Psalmul 133. Psalmul 133, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus mai devreme Cătălin, până îl găsiți. Psalmul, vă spun ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul pe care l-a citit Cătălin, la un moment dat acolo spune, în psalmul 46, mi se pare că ai citit, spune așa: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Acum, nu o să pot să fac lucrul acesta în viața dumneavoastră, dar vă rog și vă îndemn, opriți-vă. Oprește-te din gândurile tale, oprește-te din planurile tale pe care le ai pentru mâine, oprește-te din ceea ce știi că trebuie să faci mâine și ce telefoane, ce e-mail-uri, ce lucruri trebuie să dai și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Dumnezeu ți-a vorbit și Dumnezeu vrea să-ți vorbească în continuare. Și dacă poți să spun așa, opriți și telefoanele. Pentru că și astea sunt o distracție foarte, foarte interesantă. Pentru mine este surprinzător să văd oameni care în casa lui Dumnezeu fac lucrul acesta. Dar nu spun ca o judecată. Trăim vremuri diferite. Eu n-aveam telefon pe vremea când m-am întors la Dumnezeu. Din cauza asta nu mă jucam la telefon. Dar știți ce făceam? Eram acolo la tine și mai dădeam un cot lui Cătălin și mai dădeam un cot și lui Iosif și mai dădeam coate pe acolo când în general ne plictiseam. Depinde acum care predica și ce se întâmpla acolo. Dar Biblia spune astăzi, opriți-vă. Haideți să ne oprim, haideți să încercăm să fim puțin atenți la ceea ce ne spune Dumnezeu. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Aș putea să adaug și eu aici, nu știu dacă îmi îngăduiți, și surorile. Că să locuim împreună, să fim împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viață pentru veșnicie. Haideți, așa cum stăm în picioare, aș vrea să mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne ajute să nu ne mai distragă nimeni și nimic atenția. Și apoi vreau, după ce ne rugăm, să dăm mâna cu cel din stânga și din dreapta și să-i spunem: mă bucur că suntem parte din aceeași familie. Haideți să ne rugăm Domnului. Doamne Tată, mă rog, Doamne Dumnezeul meu, ca Tu să binecuvintezi, Doamne, familia Efraim, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeul meu, ca Tu să ne ajuți, să ne dai abilitatea aceasta divină, Doamne, de a ne opri și de a recunoaște că Tu ești Dumnezeu. Te rog frumos, Doamne Dumnezeul meu, vorbește-ne Tu, Doamne, și lasă Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre. Și mă rog, Doamne Dumnezeul meu, ca Tu, Doamne Dumnezeul meu, să vorbești fiecăruia după planul Tău. În numele Tău m-am rugat, Doamne Iisuse. Amin. Haideți să dăm mâna cu cel din stânga și din dreapta să spunem: mă bucur că ești în familia Efraim. Încercați să faceți lucrul acesta și cu cei din afara familiei dumneavoastră. Amin, amin. Mă bucur că suntem parte, ne bucurăm din toată inima pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dumneavoastră știți foarte bine că pentru aceia dintre dumneavoastră care veniți în locul acesta, este că în ultima perioadă Dumnezeu ne vorbește și ne aduce aminte despre faptul că suntem o familie. Și lucrul acesta mereu și ni se aduce aminte, pentru că cred că psalmul acesta și ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună astăzi, vrea să ne aducă aminte despre faptul că suntem o familie, dragii mei. Și acum, ca în orice familie, trebuie să vezi dacă, cum să spun eu, te duci acasă cu bucurie sau nu te duci cu bucurie.
Îmi aduc aminte de un eveniment. Aveam un prieten și făceam anumite lucruri împreună cu el și de fiecare dată, la 3-4 fraze sau la de 3-4 ori pe zi, îmi spunea, de-abia aștept să mă duc acasă. Și întrebam, zic, ce are ăsta acasă? Care e problema? Și de-abia aștept să mă întâlnesc cu copiii mei, să mă joc cu ei, de-abia aștept să mă întâlnesc cu soția mea, să vorbim, de-abia aștept să mă duc acasă, pentru că acasă este cel mai bine. Și acum eu, pentru că eram pocăit și nu puteam să-i explic, băi, dar mie nu prea mi se pare așa interesant, mă uitam la el și mă întrebam, zic, ce are omul ăsta acasă și n-am eu? Care e problema? Că și el avea o soție și copii, și aveam soție și copii, dar era o problemă acolo. Nu găsisem binecuvântarea pe care o ai în familie. Și din N motive, nu stau să vă explic, era o lipsă și era o lipsă de înțelegere a mea vis-a-vis de familie și de binecuvântarea familiei. În cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne spune despre ce bine este să fim împreună. Și acum, pentru cei care sunteți obișnuiți să veniți în casa lui Dumnezeu, nu trebuie foarte multe explicații vis-a-vis de lucrul acesta. Dar sunt oameni în locul acesta care, sau sunt oameni în Biserica Efraim, sau sunt oameni invitați de către cei din Biserica Efraim, care nu știu ce înseamnă binecuvântarea familiei. Poate că n-au avut-o niciodată ca experiență. Din păcate, mi este așa de greu în multe momente când plec, mă mai duc fie la conferințe, fie cum am fost în tabără cu adolescenții și toată ziua, bună ziua, stau pe telefon și dau telefon acasă și întreb. Și este invariabil lucrul acesta. Aud din partea copiilor mei că plâng. M-au auzit, am plâns aseară, ne-am uitat pe poze și am plâns. Și am spus, de ce ați plâns? Cine v-a bătut când n-am fost eu acasă? Cine a mai putut să vă bată când n-am fost eu acasă? Și am spus, nu din cauza asta. Ne e dor de tine. Și dacă ești părinte, nu-ți mai trebuie nimica. Dacă ești părinte și spun copiii tăi că le e dor de tine, nu-ți mai trebuie nimic, nici mâncare nu-ți mai trebuie. Pentru că aia este binecuvântarea pe care o ai. Zice Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, iată ce plăcut să locuiască frați împreună. Și vreau astăzi să vorbesc despre voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine, care este părtășia. Părtășia, dragii mei, nu este un lucru pe care, un cuvânt religios pe care îl folosim noi creștinii, pocăiții, pentru că așa se obișnuiește și pentru că așa spune de câteva ori și în Biblie și în general trebuie să vii la o biserică, pentru că dacă nu te duci la o biserică, zice lumea că ești un fel de păgân. Părtășia are mai mult decât a fi prezent fizic într-o biserică. După cum familia are mai mult decât a fi prezent acolo, dar cu mintea în altă parte. Domnul Iisus Hristos, un lucru vis-a-vis de părtășie, se angajează ca de fiecare dată când doi sau trei sunt adunați într-un loc ca acesta, El ce spune? Eu voi fi prezent acolo. Părtășie este mai mult decât o adunare a unui club mai select, mai interesant, pentru că acolo unde sunt doi sau trei care se adună cu un scop divin de a se întâlni cu Dumnezeu, Biblia spune că însuși Dumnezeu este prezent acolo. Iar Evanghelia, uitați-vă în Evanghelie, în vestea cea bună, nu este altceva decât o invitație către rasa umană de a intra în părtășie cu Dumnezeu și cu semenii, cu copiii săi. Dacă nu este părtășie într-o biserică, dacă nu este părtășie în viața ta, nimic bun nu este, ci rămâne singurătatea, dezolarea, la un moment dat lipsa de sens, la un moment dat trăiești, dar nu știi dacă trăiești sau decât supraviețuiești, pentru că n-ai un loc unde să-l numești familia ta. Și cu ocazia asta vreau să vă spun tuturor acelora dintre dumneavoastră care nu aveți o biserică pe care să o numiți acasă, familie, vreau să vă urez bine ați venit acasă. În cazul în care ai o biserică unde mergi în mod constant și este familia ta, te sfătuiesc să dai tot ce ai mai bun pentru biserica de unde ești. Pentru că acolo este locul, spune Psalmul 133, unde Dumnezeu toarnă binecuvântarea Lui. Haideți să ne uităm în primul verset pe care l-am citit, în versetul 1 din capitolul 133, din Psalmul 133. Să vedem unul din lucrurile pe care părtășia le aduce. Haideți să mai punem o dată versetul, dacă vreți. Este foarte scurt. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Unul din lucrurile pe care părtășia le aduce este unitatea. Și acum, dacă ne gândim la unitate, ne gândim la faptul că
Din punct de vedere uman, unitatea este foarte greu de rezolvat, de realizat. Suntem temperamente diferite. Suntem oameni care venim din nivele de educație diferite. Suntem oameni care am crescut în familii diferite. Suntem oameni care avem aspirații diferite. Și toate aceste și multe alte variabile necunoscute, dacă le pui într-o oală și să le amesteci, este foarte greu să scoți din ele unitate. Și vă dau un exemplu. Uitați-vă, vă rog, dacă vreți, în asociații, în denominațiuni, în partide politice. Ei sunt uniți acolo, dar de fapt nu sunt uniți. Adevărata unitate nu există acolo. Există unitate pentru că există un interes. Unitatea despre care vorbește Dumnezeu aici nu are de-a face cu interesul meu sau interesul dumneavoastră, ci are de-a face cu ceva mai mult. Are de-a face cu prezența lui Dumnezeu, cu binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Când vorbim de unitate, dragii mei, trebuie să ținem minte că atunci când respectăm regulile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că această unitate vine de la Dumnezeu, chiar dacă depășește înțelegerea umană. Haideți să vă citesc un pasaj din Ioan 17 și aș vrea să-l vizualizați în mintea dumneavoastră. Domnul Iisus spune așa: mă rog ca ei toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. De una, două, trei, patru, cinci ori se vorbește despre a fi una. Dar uitați-vă care este scopul. Uitați-vă care este scopul. Scopul este ca lumea să cunoască că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, motivul pentru care noi trebuie să fim una nu este doar pentru că facem parte din aceeași denominațiune politică. Nu este doar pentru că facem parte din aceeași din același oraș. Nu este doar pentru că am semnat o hârtie și pentru că la un moment dat trebuie să facem și noi parte dintr-o biserică, pentru că va veni un botez, va veni o căsătorie, va veni o mormântare, va veni ceva și trebuie cumva să ne legăm și noi de cineva. Domnul Iisus Hristos spune că trebuie să fie un scop divin pentru unitatea aceasta. Spune în felul următor: tot să fie una, ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis. Ăsta este motivul pentru care noi trebuie să fim una, dragii mei. Acum, de multe ori se întâmplă și am văzut în biserici și nu este un lucru greșit. În general, când creștinii sunt în aceeași biserică și e normal chestia asta, încep să căsătorească între ei. E normal, n-ai cum altfel. De multe ori sunt oameni și am văzut oameni care vin în biserică pentru scopul ăsta. Și știu tinere care au venit pentru situația aceasta. Dar, dragul meu, draga mea, pentru oricare ar fi motivul, vreau să știi că adevărata unitate nu este pentru motivul ăsta, este pentru un scop pe care Dumnezeu îl are pentru unitatea aceasta. Dacă nu vii cu gândul acesta, dacă eu nu vin cu gândul acesta ca lumea să-L cunoască pe Iisus Hristos, n-am niciun motiv să fiu una cu fratele meu, pentru că ne despart așa de multe lucruri încât mi-ar trebui un caiet întreg să pun pe hârtie ce mă despart. Dar pentru că vreau ca Iisus Hristos să fie lăudat, vreau ca Iisus Hristos să fie cunoscut de lumea de afară, atunci pot să fiu una cu fratele meu. Chiar dacă nu mă înțeleg perfect, chiar dacă suntem diferiți, chiar dacă avem probleme, suntem una. Și mă lupt în ceea ce mă privește pe mine să rămân una cu aproapele meu. De aceea spune psalmistul: ce dulce și plăcut este să locuiască frați împreună. Tot în versetul 1, unitatea, pe lângă faptul că aduce împlinire, aduce binecuvântarea aceasta de a lăuda pe Dumnezeu, aduce și diversitate. Și vreau să vorbesc puțin despre lucrul acesta. Astăzi cred că este exemplul cel mai bun vis-a-vis de diversitate. Versetul 1 spune: ce bine este să locuiască împreună. Uitați-vă, dacă vreți, în stânga și în dreapta dumneavoastră, sau uitați-vă dintr-o parte în alta, pentru că este mai simplu, și o să vedeți persoane care sunt așa de diverse față de dumneavoastră, incredibil de diverse. A fi în unitate nu înseamnă a fi regimentat într-un mod în care nu-ți dă libertatea să fii cine te-a creat Dumnezeu să fii. Încă o dată spun, a fi în unitate
nu înseamnă să fii înregimentat într-un mod în care Dumnezeu nu te-a creat să fii. Dumnezeu ți-a dat daruri și abilități diferite. Dumnezeu ți-a dat aspirații diferite din punct de vedere uman. Dumnezeu ți-a dat metode de manifestare diferite. Nu trebuie tot să ne manifestăm la fel. Nu trebuie tot să ne supărăm pe cineva că nu face lucrurile așa cum trebuie. Ba din contră, ăsta este chiar motivul pentru care Dumnezeu ne-a pus împreună, pentru că suntem diferiți. Vă dau un exemplu despre uniformizarea aceasta. Marea majoritate dintre dumneavoastră cunoașteți sau ați fost creștini și pe vremea comunismului. Comunismul, de fapt, a fost o uniformizare, s-a dorit o uniformizare a tuturor și chiar dacă erai director sau chiar dacă erai săpai șanțuri, din punct de vedere al ideologiei respective, toți trebuiau să fie la același nivel, toți trebuiau să poarte același lucru și așa mai departe. Acest sistem s-a prăbușit și știți foarte bine. Nu vorbește Biblia niciodată despre comunism. S-a făcut o greșeală foarte mare când s-a luat textul din Fapte 5 și s-a spus, vezi, comunismul este ceea ce trebuie, că toți au adus la loc și au mâncat acolo și au trăit acolo. Acolo vorbește despre altceva. Dar unitatea nu înseamnă uniformitate. Haideți să vă citesc un alt pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 30. Spune Biblia că David s-a dus cu 200 de oameni să salveze ceea ce furase dușmanii, averile și așa mai departe. Și unii din acești oameni au rămas la bagaje, n-au putut să se ducă până la capăt cu ei în luptă. Au rămas, dar n-au rămas ca să doarmă, au rămas ca să păzească bagajele. Și au rămas ca să păzească bagajele în timp ce ceilalți s-au dus să lupte. Când s-au întors și au recuperat averile și au recuperat familiile, au existat unii care au spus, domnule, ăștia n-au venit cu noi la luptă. La revedere cu ei, să-și ia nevasta și copiii să plece, nu le dăm nimica. Și David spune următorul lucru. Partea trebuie să fie aceeași atât pentru cel ce s-a pogorât pe câmpul de bătălie, cât și pentru cel ce a rămas la calabalăcuri, să s-o împartă deopotrivă. Lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de azi o lege și un obicei în Israel. În lumina anului acesta 2014, săptămâna trecută, am auzit despre planurile și despre scopurile pe care le avem ca și biserică. Și poate că te-ai simțit puțin departe de ceea ce vrem să facem și te-ai gândit, eu cum pot să slujesc? Dragul meu, nu toți suntem chemați să fim pe stradă. Că dacă toți suntem pe stradă, nu mai e nimeni aici să se roage. Sau dacă toți suntem aici să ne rugăm, nu mai e nimeni pe stradă. Fiecare este chemat să facă ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. Și aici ați putea include un amin. Ok. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este falsă ideea că toți trebuie să facem același lucru. Nu trebuie să facem același lucru. Toți trebuie să facem ceva, dar nu toți trebuie să facem același lucru. Și dacă sunt unii care rămân aici să mijlocească pentru cei care merg afară, și dacă sunt unii care în timp ce noi suntem aici mijlocesc în camera aceea, și dacă sunt unii care stau pe hol și vă primesc, și dacă sunt unii care predică sau unii care sunt la stație sau unii care se roagă, nu înseamnă că nu există unitate, ba din contră, asta este o dovadă foarte mare a unității. Unitatea aduce diversitate. Psalmistul spune ce bine, ce plăcut și dulce să locuiască împreună. Suntem împreună, dar nu trebuie să facem aceleași lucruri. Efeseni, capitolul 4, spune așa. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Merge mai departe, pentru zidirea trupului lui Hristos. Și care este motivul? De ce trebuie trupul lui Hristos, biserica, să fie clădit, zidit? Păi spune tot cuvântul lui Dumnezeu, să creștem în toate privințele. Să creștem în toate privințele, prin ceea ce dă fiecare încheietură, potrivit cu lucrarea fiecarei părți. Am spicuit, n-am citit punct cu punct. Pasajul este în Efeseni 4, de la 11 la 16. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, dragul meu, că tu nu este opțional implicarea ta. Trebuie să te implici, pentru că darul pe care l-ai tu, darul pe care l-am eu, darul pe care l-ai tu, este imperios necesar ca toți să creștem. Ăsta este motivul pentru care noi venim de fiecare dată în casa lui Dumnezeu. Nu pentru că suntem puși absenți, ci pentru că tu și cu mine și cu tine și cu oricine altcineva trebuie să ne aducem aportul nostru la zidirea trupului lui Iisus Hristos.
Ăsta este motivul de exemplu pentru care este important să ne rugăm unii pentru ceilalți. Poate că tu consideri, domnule, eu sunt undeva în balcon, în spate, acolo de tot, nu mă vede nimeni, nu știe nimeni de mine, sau sunt pe undeva în sală și nimeni nu știe de mine, ce rost are să mă mai rog eu? Ce rost are să mă mai implic eu? Că toată lumea știe că sunt aici. E falsă gândirea asta. Biblia spune ce bine și plăcut este să locuiască frații împreună. Ce bine și plăcut este că atunci când 150 de oameni vin și se roagă pentru cineva, sau unul îmbărbătează, unul plânge, unul zâmbește, unul ia pe cineva în brațe, unul dă mâna cu cineva, unul merge o milă peste ceea ce îi se cere, unul face altceva. Dragii mei, anul 2014 pentru biserica aceasta poate să fie o creștere sau poate să fie o stagnare. Dacă noi ne înțelegem menirea noastră să mergem mai departe, vom face lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate că nu ești parte din biserica aceasta și poate zici că nu ți se aplică, dar nu este adevărat. Dumnezeu te-a chemat unde te-a chemat. Fii tot ceea ce trebuie să fii în locul respectiv. Fii tot ceea ce trebuie să fii în locul respectiv. Dacă ești chemat la servici, investește timp de calitate la servici. Fii ceea ce Dumnezeu te-a chemat să fii acolo. Dacă ești chemat într-o altă biserică, în afară de această biserică, nu e nicio problemă. Familia ta, biserica locală, dă tot ceea ce poți să dai pentru biserica în care ești chemat. Pentru că de asta Dumnezeu te-a chemat. Acest cuvânt se aplică și ție. Atunci când o biserică din orice vreme, denominațiune sau popor nu are o viziune și nu are această sinergie, această unitate, această dorință ca fiecare să investească ceva în aproapele lui, vă spun, acea biserică încet încet moare. Nu se va vedea odată, dintr-o dată. Din păcate, să știți, cunosc biserici locale care mor. Și știți cum mor? Prin faptul că ele niciodată nu se implică. Membrii bisericilor nu se implică niciodată. Și este un flagel care s-a întins în toată biserica. Ei vin la slujbe, nu lipsesc de la slujbe. Cu siguranță că fiecare se chinuie ca în dreptul lui să fie credincios Domnului, dar niciodată nu se implică în viața celorlalți. Și acea biserică moare. Acea biserică moare. Dacă noi vrem să fim diferiți, nu de dragul diferenței, nu de dragul de a crea un brand, nu de dragul de a se auzi despre noi, ci de dragul cuvântului Dumnezeu, de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a pus cu un motiv împreună. Altfel nu ne puneam împreună. Altfel aveam o mie și una de alte lucruri de făcut în viața asta decât să fim aici. Vă dau o ilustrație apropo de sinergie și de unitate. Știți că Biblia vorbește despre și face o comparație și o analogie între corpul uman și Biserica lui Hristos. Gândiți-vă că vom merge acasă și ne vom mânca. Creierul dă semnale că e o problemă primită de la stomac. Numai că stomacul nu are cum să hrănească singur. Și atunci se folosește de mână. Și mâna hrănește stomacul la îndemnul creierului. Și în felul acesta și mâna, și stomacul, și creierul, și toate celelalte lucruri sunt bine. De ce? Pentru că fiecare și-a făcut partea. Dacă mâna ar zice într-o zi, băi, eu nu mai vreau să fiu mână, m-am cam plictisit de 30 de ani, tot mă pun în farfurie, tot mă ridic, tot mă jos, tot sus, m-am plictisit. Știi ce se întâmplă? Nu moare doar mâna. Cine moare? Totul. Se termină cu totul. De aceea, dragul meu, oricine ai fi în seara aceasta, să știi că ești important pentru locul în care te-a pus Dumnezeu. Ești important pentru locul în care te-a pus Dumnezeu. Poate tu nu te vezi important și slavă Domnului că nu te vezi important. Important e Domnul. Dar fă partea pe care ți-a dat-o Dumnezeu să o faci. Nu lăsa nefăcută, că n-are cine să o facă. Dumnezeu tocmai din cauza asta te-a pus aici. Dumnezeu tocmai din cauza asta te-a pus în biserica în care te-a pus, în locul în care te-a pus. Să faci lucrurile pe care ți le-a dat să faci. Un al doilea lucru pe care îl învățăm din pasajul acesta, din Psalmul 133, sper că nu v-am pierdut de tot. Versetul 2 spune: este ca un delemnul de preț care turnat pe capul lui se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Un al doilea lucru pe care Dumnezeu îl dă în părtășie este binecuvântare. Și toți vrem binecuvântare, nu este nimeni care să nu vrea binecuvântare. Acum, uitându-ne la cuvântul acesta binecuvântare, el este un cuvânt compus din două cuvinte, bine și cuvântare, adică să te vorbească cineva de bine.
De exemplu, eu mă uit la fratele meu Cornel și îl vorbesc de bine. Sau îl bârfesc, depinde după caz. Dar asta înseamnă să-l binecuvintez. Îl vorbesc de bine. Uitați-vă în versetul 2, spune, este ca un delemnul de preț. Acum, pentru noi, un delemnul de preț nu înseamnă așa de mult, pentru că a apărut Chanel și Christian Dior și nu mai prea un delemn de preț, nu mai... Dar să știți, pentru vremea lor, un delemnul de preț era un parfum extraordinar, era un lucru extraordinar. Însemna că Dumnezeu își revarsă binecuvântarea lui asupra ta. Nu oricine avea posibilitatea. Când Samuel a uns un împărat, s-a dus, a luat cornul cu un delemn, s-a dus la Saul și apoi câțiva ani mai târziu s-a dus la David și l-a uns cu un delemnul acela. L-a binecuvântat. Peste el era favoarea lui Dumnezeu, peste el era binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei, toți oamenii vor binecuvântarea lui Dumnezeu. Realitatea este că nu toți o vor obține. Toți oamenii vor binecuvântarea lui Dumnezeu, dar nu toți vor să asculte de Dumnezeu ca să obțină acea binecuvântare. Biblia ne dă un exemplu foarte interesant în Geneza 39, versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și zice Biblia așa, și-a întins bunătatea peste el. Și-a întins bunătatea peste el. E incredibil, când te uiți la pasajul acesta, îți dai seama că Dumnezeu s-a uitat între fiii lui Iacov și a zis, pe ăsta l-aleg. Ăsta este binecuvântat. Și pentru că este binecuvântat, pentru că este, văd ceva diferit, îmi extind binecuvântarea asupra lui. Și uitați-vă la viața lui Iosif, a fost în situații teribile, groaznice, dar zice Biblia că niciodată Dumnezeu nu l-a părăsit. Ba din contră, pe oriunde se ducea, Dumnezeu îl înălța. Pe oriunde se ducea, Dumnezeu era cu el. Atunci când Dumnezeu te binecuvintează în părtășia aceasta, să știi, ești un om cu adevărat binecuvântat. Anul 2014 este un an pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața ta pentru că și-a întins binecuvântarea asupra ta și asupra mea. Dragul meu, oricare-i fi în seara aceasta aici, nu-l irosi. Nu-l irosi. Este ca și cum aș lua un delemn de preț și zic, ce-i asta? O arunc la gunoi. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Anul acesta este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine. Și știi de ce? Pentru că ești în viață. Pentru că Dumnezeu are har. Pentru că Dumnezeu are aceleași promisiuni pentru tine cum le-a avut și anul trecut. Și a îngăduit să fii aici. Nu irosi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu irosi. Biblia spune despre oamenii binecuvântați un lucru foarte interesant. Ne dă un exemplu despre soldații lui Gedeon. Gedeon la un moment dat a plecat să salveze cetatea și a plecat cu 32.000 de oameni și Dumnezeu s-a uitat la ei și a spus, sunt prea mulți și avem o problemă. Dacă eu vă dau victoria, după aia vă lăudați că v-am dat eu victoria, că v-ați luat voi victoria. Și zice, trimite pe unii acasă. I-a trimis acasă și au mai rămas 300. 300 de ostași al lui Gedeon au putut să facă ceea ce n-au putut 32.000 de soldați. Știți de ce? Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu a fost asupra lor. Aceștia nu numai că au fost binecuvântați, au înțeles spiritul lui Gedeon, au înțeles despre ce e vorba și au spus, vedem binecuvântarea lui Dumnezeu în omul acesta și mergem împreună cu el. Dragul meu, stai lângă oamenii care sunt binecuvântați de Dumnezeu. Caută-i cu toată inima. Știi de ce? Pentru că acolo vei învăța ce trebuie să faci ca și tu să fii binecuvântat. Ăsta este motivul pentru care vă tot îndemnăm, în special pe adolescenți, nu vă duceți în baruri, nu vă duceți în cluburi, nu vă duceți pe cine știe pe unde, că nu acolo sunt oamenii binecuvântați de Dumnezeu. Veniți în casa Domnului. De ce credeți dumneavoastră că noi spunem mereu, haideți la casa Domnului, marți avem rugăciune, joi avem studiu, joia următoare iar avem studiu sau rugăciune, duminică avem slujbă. Credeți dumneavoastră că suntem plătiți în funcție de membrii bisericii? Credeți dumneavoastră că suntem apreciați mai mult sau mai puțin în funcție de câte scaune sunt pline? Nu, dragii mei, vrem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În casa lui Dumnezeu găsiți binecuvântare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o zi în casa lui Dumnezeu face mai mult decât 1000 de zile în altă parte. Oare de ce? Ce are clădirea asta mai specială? Nu, are ceea ce am spus mai devreme, unde se adună 2 sau 3 să-L laude pe Dumnezeu. Acolo sunt eu. Sper că nu alerg prea repede prin mesaj și îți dau timp să te gândești, pentru că eu cred că Dumnezeu îți vorbește. Eu cred că Dumnezeu îți vorbește. Sunt oameni în seara aceasta
care privesc venitul la biserică ca pe o chestie religioasă. Dom'le, trebuie să mergem la biserică, că n-avem cum. Dacă eram musulman, mergeam la Mecca, sau încercam cel puțin, sau mergeam la moschee. Dar suntem creștini, suntem un popor creștin, trebuie să mergem la biserică. Nu despre asta este vorba. E vorba de ce e în inima ta, de ce nutrești tu în inima ta, de ce vii tu aici sau oriunde se cheamă numele lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Binecuvântarea de care Dumnezeu o spune aici nu este sinonimă cu o viață ușoară. Nu este sub nicio formă sinonimă cu o viață ușoară. Să știi că binecuvântarea din viața ta se va vedea negreșit. Absolut, n-ai cum să o ascunzi. Că atunci când ești binecuvântat de Dumnezeu, vii și cânți aici. Atunci când ești binecuvântat de Dumnezeu, pui mâna pe telefon și spui: uite, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Atunci când ești binecuvântat de Dumnezeu, te bucuri de Dumnezeu și spui celorlalți. Numai că mulți s-ar putea să te interpreteze greșit. Și spune Biblia un verset foarte interesant: binecuvântarea cu glas tare de dimineață, ce se întâmplă cu ea? E ca un blestem. Pentru că ăla se oftică. Ia uite, bă, pe ăsta de ce l-a binecuvântat Domnul? Ăsta ce e, mai cu moți? Binecuvântarea nu este sinonimul cu o viață ușoară. Geneza 3:7-23. Tot despre Iosif. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui pe care o avea cu el. De fapt, nu haina era problema. Era favoarea lui Dumnezeu. Ei au crezut că dacă iau haina, i-au luat favoarea, dar favoarea lui Dumnezeu a rămas cu el. Și zice Biblia că l-au aruncat în groapă, l-au vândut, au făcut bani pe el și Iosif a fost dus în Egipt, la un moment dat în casa lui Potifar. Dar știți cine a fost cu Iosif? Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu a fost cu el. S-ar putea ca oamenii să-ți fure exteriorul, lucrurile exterioare. Dar dacă tu ești binecuvântat de Dumnezeu, nu te speria ceea ce or să ia oamenii. Or să te vorbească de rău, or să te jignească, or să facă fel de fel de lucruri. Cele mai incredibile lucruri o să-ți facă frații tăi, cei din aproape de tine. Dar nu te speria. Tu ești binecuvântat de Dumnezeu. Și atunci când ești binecuvântat de Dumnezeu, se va vedea lucrul acesta, n-ai cum să ascunzi. Ei vor încerca să-ți ia haina, vor încerca să-ți ia locul, vor încerca să te dea la o parte. Dă-te la o parte, nu e nicio problemă. Tu ești binecuvântat de Dumnezeu. De ce? Pentru că spune Psalmul: ce bine și plăcut să locuiască frați împreună, este ca un delemnul de preț care e turnat pe capul lui. După ce e turnat pe capul lui, se vede peste tot, cade pe barbă, pe veșminte. Dumnezeu te umple cu binecuvântarea lui. Un alt lucru pe care părtășia îl face, dragii mei, este binecuvântarea. Dacă vrei să ai parte de binecuvântare, vino în casa lui Dumnezeu. Vino în locul în care Dumnezeu este prezent. Nu este clădirea specială, să știți, nu clădirea, oriunde ne-am adunat, dacă ne-am adunat în curte, pentru că nu mai e clădire și ne-am rugat, acolo va fi Dumnezeu. Dacă ne-am adunat pe câmp, pentru că nu mai sunt locuri de adunat, acolo va fi prezent Dumnezeu. Dacă ne-am adunat oriunde, Dumnezeu va fi prezent acolo. Iona la un moment dat spune: în mijlocul mării, în adâncul mării, m-am rugat ție și tu m-ai auzit. Dumnezeu era cu Iona în fundul oceanului, în fundul mării. Atunci când Dumnezeu te binecuvintează, nu contează ce ți-a luat dușmanul, pentru că Dumnezeu este de partea ta și El dă binecuvântarea. Nu un om, nu un predicator, nu un păstor, nu un preot, nu o biserică, nu o împrejurare, nu o societate. Dumnezeu dă binecuvântare. Iar această binecuvântare trebuie să fie transmisă și altora, dragii mei. Uitați-vă că n-a fost numai pe barba lui Aron, a coborât. A coborât și s-a dus și la ceilalți. Iosif la un moment dat, după ce s-a întâlnit cu frații lui, a spus așa: voi ați crezut că îmi faceți rău și asta ați vrut voi. Dar Dumnezeu, care este înțelept, a luat situația aceasta și conform Romanii 8:28 a întors-o pentru bine. Și m-a binecuvântat ca să scap o mulțime așa de mare. Nu te speria că ești dat la o parte. Dumnezeu te binecuvintează ca tu să fii o binecuvântare. Poate chiar ironia sorții să fii binecuvântare pentru cei care te-au dat la o parte. Poate chiar pentru aceea. Nu încerca să te răzbuni. Dumnezeu nu ți-a dat favoarea și binecuvântarea ca să te lauzi tu. Ți-a dat-o ca să fii mai departe o binecuvântare. În orice domeniu, în orice domeniu, fii o binecuvântare pentru ceilalți. Am văzut
o poză pe Facebook acum câteva zile pusă de cineva, cum de la Marea Schismă din 1054 sau era un fel de un copac și cu multe ramificații. De la schisma din 1054 au luat ființă fel de fel de biserici. Anabaptiștii, baptiștii, nu știu dacă în ordinea asta, în orice ordine vreți dumneavoastră, penticostalii, creștinii după Evanghelie și așa mai departe. Tot felul de ramuri. La prima vedere te gândești, domnule, a fost o rupere. Și așa este. A fost o chestie politică, Dumnezeu cunoaște inimile și vedem și noi din istorie că, în general, din cauza chestiilor politice s-a rupt, a avut loc Marea Schismă. Dar știi că Dumnezeu poate să folosească și lucrul acesta? Și haideți să vă dau un exemplu. Nu știu dacă s-a vorbit despre lucrul acesta sau dacă s-a spus, dar dumneavoastră știți că din biserica aceasta s-au născut mai multe biserici? Da, nu? Da. Ok, n-a fost o naștere normală, a fost o rupere. Și la vremea respectivă a fost dureros lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea ruperile. Dar știți ce? La ora asta sunt așa de mulți creștini pentru că a existat acel eveniment. Mă refer doar în cultul acesta. Nespunând că numai ăștia sunt creștini și toți ceilalți, nu despre asta vorbesc, înțelegeți, vă rog frumos, ideea. Ce vreau să scot în evidență este că s-ar putea ca la un moment dat să ai fel de fel de evenimente în viața ta și să numești lucrul acela ca o rană. Să știi că ești binecuvântat de Dumnezeu și totuși să se rupă din tine fel de fel de lucruri. Nu ține de ele. Dumnezeu este acela care a binecuvântat Târgoviștea cu mai multe biserici. Slavă Domnului că a făcut lucrul acesta. De ce s-a făcut în felul ăsta, nu știu să vă spun, nu mi-a descoperit Domnul. Dar nici n-am căutat să aflu. Dar știți ce? Văd, rezultatul este că sunt mai multe biserici în Târgoviște decât aceasta. Și asta este ceea ce trebuie. Slavă Domnului că n-au plecat oamenii de aici și nu s-au dus în vreun bar, în vreo discotecă. Acum, motivații și interese nu le știm, nu putem să judecăm. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-o dă, dragul meu, dă-o și celorlalți. Dă-o și celorlalți. Dacă ți este luată, dacă te simți furat, dacă te simți păcălit, dacă simți că se rupe ceva din tine, nu te speria. Oricum Dumnezeu este cu tine. Cine te-ar putea despărți pe tine de dragostea lui Hristos? Nimeni. Nimeni nu te poate despărți de dragostea lui Hristos. Nimeni nu-ți poate lua binecuvântarea chiar dacă ți-a luat haina. Nimeni nu-ți poate lua binecuvântarea chiar dacă ți-a luat poziția, funcția, locul. Binecuvântarea lui Dumnezeu este dată de Dumnezeu și Biblia spune că atunci când El deschide o ușă, nimeni nu închide. Așa că dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, nu te îngrijora de lucrul acesta. În Efeseni, capitolul 4, ni se spune că trebuie să căutăm să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Să căutăm să păstrăm unitatea aceasta. Să căutăm să păstrăm ceea ce ne leagă în Hristos. Nu numai noi aici, ci împreună cu ceilalți frați și surori în Târgoviște și de ce nu și mai departe. Și tot în Efeseni 4:13 ni se spune până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Nu toți am ajuns la maturitate, dragii mei. Sunt biserici care poate nu sunt așa de mature, sunt creștini care nu sunt așa de maturi. Întrebarea mea este, trebuie să îi aruncăm la gunoi? Dacă Domnul i-a mântuit, cine sunt eu să spun că sunt bun sau nu sunt bun? Dacă Domnul îi ține în picioare, spune Pavel în Romani, dacă robul stăpânului stă în picioare, cine sunt eu să spun de ce stă în picioare sau de ce cade? Are cine să-l țină în picioare, amin? Haideți să vedem un al treilea lucru pe care ne spune psalmistul David în psalmul 133. Pe lângă ceea ce Dumnezeu ne promite, adică unitate și binecuvântare, părtășia pe care o avem ne dă viață, dragii mei. Ne dă viață. Și când spun ne dă viață, nu mă refer la supraviețuire. Viața e un dar incredibil. Unii spun că nu mai merită trăită, în timp ce alții o numesc un iad zilnic. Am auzit oameni care fac lucrul acesta. Dar viața despre care Dumnezeu vorbește merită trăită. De fapt, ea este singura care merită trăită. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dragul meu, ascultă-mă, oricare ai fi în seara aceasta,
Întoarce-te la Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu este singura care merită trăită. Viața cu Dumnezeu este singura care trebuie să fie trăită. Iisus a spus că a venit să ne aducă viață din belșug. Și Biblia spune în versetul 3, în Psalmul 133, căci acolo dă Domnul binecuvântare. Acolo dă Dumnezeu viață. Vreau să vă spun un lucru. Te sfătuiesc și te îndemn să adaugi viață la anii tăi. Te sfătuiesc și te îndemn, adaugă viața adevărată la anii tăi. Nu adăuga ani, doar ani la viața ta. Anii oricum n-ai cum să nu-i adaugi, pentru că se văd. Ne spunea Cătălin de dimineață că are 39 de ani. Asta este, se mai întâmplă. Dar pe lângă faptul că se mai întâmplă, adaugă viață la anii tăi. Adaugă viață la anii tăi. Pentru că vă spun sincer, pentru mine cel puțin, de când îl cunosc pe Dumnezeu, a fost o căutare nu întotdeauna cea mai intensă, nu întotdeauna cea mai bună. Au fost momente când m-am răzvrătit împotriva Domnului, am cârtit și după aia El m-a ridicat și iar am cârtit. Dar știți ce? N-aș da pe nimic în lume acești 18 ani cu Dumnezeu. Pe nimic în lume. Pentru că sunt ani în care Dumnezeu, am văzut bunătatea Lui, am văzut cum m-a ridicat dintr-un loc, m-a dus în altul, mi-a mai dat câte o palmă, mi-a mai pus câte o piedică, după aia când a văzut că sunt jos, m-a ridicat și astăzi stau în fața dumneavoastră ca un om care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu. Nu pentru că sunt predicator, nu pentru că vă predic dumneavoastră, mă bucur de Dumnezeu, dragii mei, mă bucur de Dumnezeu. Nu sunt perfect, nu sunt cel mai... nu știu cum, dar știți ce, știu un lucru, știu că acolo când Dumnezeu dă binecuvântare, știu că nimeni nu poate să-ți o ia. Știu că atunci când Dumnezeu îți dă viață și Dumnezeu îți spune trăiește și Dumnezeu îți spune eu te voi binecuvânta, nimeni nu poate să zică nimica. De fapt, ei poate să zică, dar nu e nicio problemă. Gura lumii nu astupă nici pământul sau nu știu cum, era o zicală. Ce vreau să vă spun? Biblia spune că acolo Dumnezeu dă viață. Viața poate să înceapă pentru tine chiar acum. Biblia spune în Ioan 1:4, în El, în Iisus, era viața și viața era lumina oamenilor. În El este viața. Și poate că ești și tu ca acea femeie care își ducea copilul la groapă. Și zice Biblia că atunci când Iisus a trecut, scrie lucrul acesta în Luca, la capitolul 7, de la versetul 11, Dumnezeu s-a apropiat de ea și a pus mâna pe coșuc și a spus acelui tinerel, ridică-te, spun. Poate că și tu ești în felul acesta. Ești în situația în care mergi la muncă, mergi la școală, râzi, faci tot ceea ce faci, dar în duhul tău ești mort. Duhul tău nu trăiește. Duhul tău este trist și mort și disperat pentru că n-ai nicio speranță, n-ai viață. Trăiești, existi pe pământul acesta, ai un CNP, ai o identitate, dar inima ta nu trăiește. Astăzi Dumnezeu, Iisus, vrea să atingă de tine cum s-a atins de acel tinerel. Astăzi Dumnezeu vrea să atingă de tine. Nu uita... acolo unde este părtășie, datorită prezenței lui Dumnezeu, acolo este viață. Și în seara aceasta, în clădirea aceasta, datorită prezenței lui Dumnezeu, există viață. Profită de această viață. Cere lui Dumnezeu să-ți dea această viață. Poate că ești în situația în care ai senzația că mergi pe o sârmă imaginară între a te dedica 100% lui Dumnezeu și a păstra ceva pentru tine, fără să supui acel lucru sau obicei sau sentiment sau plan lui Dumnezeu. Vreau să spun ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 16. Oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar în oricine își va pierde viața pentru mine, ce va face? O va câștiga. Dacă vrei să ai adevărată viață, să știi, în Dumnezeu poți să găsești. Versetul 3 ne mai spune că viața nu se va sfârși niciodată. Spune, acolo dă Dumnezeu viața pentru veșnicie. Pentru veșnicie. Iar viața poate să înceapă aici. C.S. Lewis spunea următorul lucru. Tot ce nu e veșnic, e veșnic inutil.
Tot ce nu este veșnic, să știi, este veșnic inutil. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă trăiești cu Dumnezeu, să știi că poți să ai viață. Ioan 3:16 spune următorul lucru, îl știți cu toții, acest verset. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să știi că vei avea existență veșnică, indiferent de situație, dar adevărata viață o vei avea doar dacă îl cunoști pe Iisus Hristos. Doar dacă îți supui viața ta și voința ta Lui. Doar dacă te supui Lui. Spunea cineva că mulți oameni sunt deprimați după ce au urcat scara succesului pentru că realizează că era sprijinită de clădirea greșită. Dragul meu, nu știu ce planuri și ce aspirații ai tu și ce gânduri ai tu în viață, dar asigură-te că scara aia e pusă de clădirea corectă. Te vei urca, poate din punct de vedere social, financiar, intelectual, uman, din toate punctele de vedere, dar asigură-te că scara pe care te urci e pusă de clădirea corectă. Că atunci când vei ajunge la capătul scării, să știi că te întâlnești cu cine trebuie. Psalmul 73, versetul 25 până la 28. Spunea psalmistul, pe cine am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. La un moment dat se vor prăpădi. Fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Să fac din locul, din Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Dragul meu, motivul pentru care venim aici, motivul pentru care în anul 2014 părtășia este importantă, este voia lui Dumnezeu. Este pentru că aduce unitate și avem nevoie de unitate. În unitate se va vedea Hristos. Pentru că aduce binecuvântare și avem nevoie de binecuvântare. Adevărata binecuvântare, îți spun, nu ți-o poate lua nimeni, indiferent ce se va întâmpla. Și pentru că avem nevoie de viață. Și adevărata viață se găsește numai în Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Poate că am alergat puțin prin mesajul acesta. Vrem să ne rugăm și vrem să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să-i spunem lui Doamne, ceea ce am eu este viață sau este existență? Ceea ce trăiesc eu este adevărata viață sau este existență? Și puneți această întrebare. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos nu obosește iertând. Dumnezeu nu obosește iertând. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, întoarce-te la Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm Domnului.